București, chiar la Pananițel. Și astăzi, zic, bă, hai să-ți cunoști un băiat de la mine. Și așa l-a cunoscut pe Dan Vinții. Chiar așa scrie cu Ț, Vinții, nu? Cum scrie cu CZ, ca și când ar fi ungur. Și spune ăsta că... spune Stelian Tănase, pe care ar fi iubit foarte tare Zoia, dar părinții nu au permis acest lucru pe motiv că este ungur și Zoia ar fi fost obligată să renunțe la el. Realitatea este următoarea. Zoia a fost prietenă cu medicul Dan Vinții în perioada în care acesta urma o specializare la maternitatea Giulești, actuala maternitatea Panait Sârbu, pe care l-a cunoscut prin intermediul profesorului Panait Sârbu. Părinții lui Dan erau tatăl din Blaj, profesor de obstetrică ginecologie și mama din Alba Iulia, licențiată, dar fără să profeseze. Strămoșii tatălui au participat la adunarea de pe Câmpia Libertății de la Blaj din 1848, fiind fervenți luptători pentru drepturile românilor din Transilvania. Iar ai mamei au participat la adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Prin urmare, afirmația lui Stelian Tănase că Dan Vinții ar fi fost ungur este o minciună. El a încercat, în opinia mea, să inducă ideea că Nicolae Ceaușescu a fost șovin și deci să nu accepte în familia sa un cetățean de etnie maghiară. Lui Nicolae Ceaușescu, în întreaga lui viață, șovinismul i-a fost străin și, prin urmare, nu a acționat niciodată împotriva vreunei persoane de altă etnie decât cea majoritară. Nicolae și Nea Ceaușescu i-au invitat pe părinții lui Dan la București, în reședința prezidențială din primăverii 50, pentru a se cunoaște reciproc în perspectiva unei viitoare căsătorii a copiilor lor. Invitația a fost onorată și familiile s-au plăcut reciproc, masa oficială desfășurându-se într-o atmosferă destinsă și foarte plăcută. Căsătoria Zoiei cu Dan nu s-a efectuat, Zoia fiind cea care a pus capăt relației. E foarte bine că ați făcut aceste precizări, domn profesor. Da, era obligatoriu, pentru că, domnule, să arunci gunoi, să spui despre niște oameni, dar de ce să-l faci școală? Și chiar dacă ar fi fost ungur, ce dacă era ungur? Da, corect. Da, adevărul este că Zoia a fost cea care a... Mi-ați arătat ceva foarte interesant și mai devreme, domn profesor, și anume faptul că Zoia a fost admisă la institutul... Secția de matematică pe care Zoia o coordona și care a avut niște condiții absolut uluitoare de cercetare, pentru că matematicienii care au fost acolo au fost așa de mari, pentru că atmosfera creată prin faptul că ea, fiind acolo, ei puteau să aibă acel program. Adică ce însemna programul ăsta? Fiecare venea la servici în zilele în care aveau seminar științific, care era de două ori pe săptămână. În rest, erau fie la facultate dacă aveau ore, fie la bibliotecă ca să vor să citească, fie acasă unde să lucreze. Deci nu aveau un program strict, înțelegi? Ei au înființat împreună cu Academia de Matematică din America Journal of Operator Theory, în care ea era managing editor, editor managerial al revistei și era un colectiv foarte mare. Revista era atât de puternică încât dacă trimiteai un articol acolo, de regulă așteptai chiar în 2 ani până să fie publicat, pentru că trebuia să treacă prin nu știu câte mâini să se vadă că acel articol este original și așa mai departe. Ba mai mult, Zoia, prin poziția ei, a făcut în așa fel încât banii care se luau pe revista asta, care era foarte scumpă, să fie într-un cont din America. Deci în dolari în America. Să nu fie în țară, pentru că în țară, dacă intrau la Ministerul Învățământului sau la ce era, dispăreau și ei nu-i aveau. Și aveau banii acolo. Până în 90, când 90 urma și... I-au scos de acolo ca să aibă ei bani. Da. Ea a fost înainte ca taicăsu să fie, înainte ca Nicolae Ceaușescu să fie președinte, Nu, ea a terminat facultatea în 71. În 71. Și ea din 74. Dar fii atent, și asta cu, îi se pune în cârcă socrului meu că a desființat Institutul de Matematică ca, eu știu, o acțiune de răzbunare față de comportamentul Zoiei, nu știu ce, plecări și așa mai departe. Problema pentru un om onest este următoarea. Socrul meu a avut consilieri pe cum îl cheamă, matematician și care a fost și în clubul de la Roma și nu-mi vine acum aminte, dar a avut numai oameni, somități, consilieri pe probleme de știință, de cercetare. Și la noi în țară organizarea era pe tip sovietic. Toate institutele de cercetare erau în subordinea Academiei.
ăștia au venit cu o concepție americană. Nu, domne, stai puțin că cercetarea se face în universități și noi nu putem să ținem institutele independente să facă ele doar așa cercetare de dragul cercetării. Să le trimite la universități pentru că acolo au și studenții să-i pregătească și să avanseze în felul ăsta. Și atunci, începând din 68, au început să desfințeze institutele Academiei și să le treacă la universități sau în alte părți, la alte ministere, ca să devină mai eficiente. Așa a fost și rândul studiului de matematică, care a fost ultimul, care a fost trecut în forma asta și a fost la INCRES și așa mai departe. Dar după 90, toți matematicienii care au fost, aproape toți, cei mai buni, au plecat în America. Cei care au fugit, cum ai fost aici, l-ai văzut pe Dan Voiculescu, care a fost un matematician excepțional, excepțional, era băiatul doctorului Vlad Voiculescu, neurologul. Da. Ei, ei când au plecat în America, păi ce și închipuiau? Că acolo vin ca la INCREST, vin de două ori pe săptămână? Nene, la ora 9 ești la servici, pleci de la servici la ora 7 seara, când s-a terminat programul. Ai, n-ai treabă? Acolo stai. Și dintr-o dată s-au desumflat oamenii. Păi nu-i ca acasă. Păi e greu. Păi că nu știu ce. Asta este, tata. Da? Deci, totdeauna îți dai seama ce ai pierdut când nu mai ai. Nu mai ai. Profesor, sunteți la pensie acum, domn profesor, să vă dai Dumnezeu sănătate. Să am vrut să-mi arăt un document, cred că a trecut pe la tine, care are mare, mare însemnătate. Căutând eu pentru emisiunea ta, am găsit o chestie, mă și mie de cum am găsit-o, o adresă către tovarășa inginer Ceaușescu Elena, în conformitate cu ordinul Ministerului Industriei și Petroleniei și Chimice, așa, din 64, vă facem cunoscut că pe data de 15 noiembrie 1964, da, ați fost trecută din funcția de șef secție în funcția de director al Institutului de Cercetări Chimice, ICECHIM, București, cu salariu brut lunar de 3.500 de lei. 64? 64. Asta? Semnează Constantin, nu știu mai cum, ministru. În 64 Ceaușescu nu era președinte. Nu era președinte. Mă rog. Deci a fost, el a venit în martie 65. 65. Da? Deci asta, nu știu, mi se pare uluitoare ca dată când a ajuns ea directoare la... Păi de ce simplu e, domn profesor, să facem speculații legate de lucruri pe care nu le știm și să punem așa niște etichete doar pentru că avem niște nemulțumiri pe care am avut cu toții, cum le-ați avut și dumneavoastră și Zoia, legate de anumite laturi ale regimului de la vremea respectivă. Dai să-ți mai spun o bombă, că asta trebuie să o spun, pentru că e de istorie. E de istorie. S-a speculat atâta că Zoia a avut relații cu Petre Roman. Și că, vezi, Doamne, nu s-a putut împlini relația, că el a fost evreu și că n-ar fi vrut să mai fie un evreu. Toate niște aberații. Niște aberații. S-au cunoscut la căsătoria fetei lui Paul Niculescu Mizil, Aurora. Care Aurora e profesoară de spaniolă, dar la Politehnică, și se măritase cu un inginer de la Politehnică, un Adrian Gheorghe. Și Petre Roman era naș la ăștia. Atunci a gândit pe Zoia, în sfârșit, ăsta tot timpul a vrut să fie și el în cercul de sus, să fie în grupul ăsta cu, din nomenclatură, deși el era din nomenclatură, că era taică, în funcție. Și, deci, în afară de că s-au cunoscut, că, eu știu, au făcut două, trei plimbări în parc, nicio problemă, nimic altceva. Au corespondant pentru că ăsta plecase în Franța la doctorat. Bun. Ei, aici vreau să ajung. Cum a ajuns Petre Roman la doctorat, Mirela? Petre Roman, îmi cer scuze că trebuie să spun niște lucruri care sunt de intimitate, avea o parteneră de viață pe Carmen Dumitrescu. Dacă tu n-ai prins-o, era o... La TVR ceva. La TVR, da. Una care era cu anchete, cum zice. Da, știu. Așa. Asta era mai mare decât el cu 20 de ani. Mama lui Petre Roman nu a fost de acord cu relația asta. Și spre cinstea ei, femeia asta
nu a scos o vorbă rea despre soacră mea și soacră mea tot timpul, când venea din străinătate, eu pe mine m-a pus să fac coș cu fructe exotice pentru ea și pentru Lilica Maurer. Deci pentru să-l trimită că le-a dus lor. Deci pentru Hortensia Roman și pentru Lilica Maurer. Și cum să scape de asta? Ce crezi că face? Află Petre Roman că există un loc la doctorat la Toulouse. Dar cum s-a evitat acel loc? Nu știu dacă tu știi, a fost un inginer, Vyacheslav Harnaș, care a fost șef la Apimondia. Nu știu. Un om de mare, un profesionist, un om care avea trecere oriunde în lume. Și dovadă că socrul meu a dat bani ca să facă complexul ăla din Băneasa, care era cu formă de fagure, vis-a-vis de piața sau vis-a-vis de Increst, da. de aia de avioane. Deci i-a făcut chestia asta. Acest Vyacheslav Harnaș avea un băiat, care era coleg cu Petre Roman. Mi-a fost mie asistent la hidraulică, la mecanica fluidelor. Deci în anul 3, în 70, eu am făcut seminarul cu băiatul lui Harnaș. Nu știam atunci cine e. Noi îi spuneam Albinel. Asta era porecla lui, pentru că tatăl său era șeful la Apimondia. Tatălui, prin relațiile pe care le-a avut, i-a făcut rost de un post de doctorat pentru Albinel. Petre Roman, fiind coleg de catedră la hidraulică cu el, a venit și a spus acasă. Mamă, uite, așa, eu acolo, în loc de la doctorat, și că aș vrea să merg eu. Hortensia s-a dus să vorbească cu soacră mea. Doar și-a renunțat. Uitați, așa, uite. Și a explicat contextul ca să-l scape pe Petrică de relația asta. Și soacră mea, dom'le, nu poți să o învinuiești acum. Ea, neînțelegând tot procesul, ce s-a întâmplat, cum s-a obținut locul ăla, ce e, cum e, doar pur și simplu de acord ca mamă, dom'le, să o sprijine pe asta. Și Pletica a plecat în locul lui Albinel la Toulouse. Albinel s-a sinucis. Deci Albinel a murit pentru că el nu i-a luat loc. Adică întâi a trecut în băutură și cum s-a sinucis. Da? Deci ca să știi și tu cum să scrii istoria. Acum, ca să înțelegi mai bine, ăsta, după primul an, s-a întors și erau la Eforie Nord. Și maică-sa tot nu se despărțise de Carmen Dumitrescu. A fost și asta câteva luni acolo. Și a vorbit cu soacră mea cum să facă să-i separe pe ăștia. Și soacră mea, ce crezi tu? Pe cine l-a pus să-i separe? Pe Ștefan Andrei, care era și la Eforie. Bă, te ocupi aia să se separe, să-și facă lucrurile așa mai departe. În aceeași echipă erau alți doi iubăreți, Ioan Grigorescu și Cornelia Rădulescu. Ioan Grigorescu era cu drumuri europene, da, cu așa mai departe, iar Cornelia Rădulescu era cu teleenciclopedia. Cu teleenciclopedia. Deci ei erau o pereche, înțelegi? Și Ștefan Andrei face ce trebuie și îndeplinește misiunea și se întâmplă, deci, separarea. Trec ani, Mirela, se judică grupul CPX. Cine din grupul CPX ia în primă instanță cea mai mare pedeapsă? Ștefan Andrei, 18 ani. Deci el, fiind ministrul extern, și alt, ce funcție mai avea? Deci ca să înțelegi cum sau cine au scris istoria. Care era relația Zoei cu frații, domn profesor? Era mai apropiată de Nicu sau mai apropiată de Valentina? Mai apropiată de Nicu cumva. Da, nu mai apropiată de Nicu. Nicu era mai sentimental, era tot timpul ea era un fel de, să zic așa, îndrumătoarea lui. Da. Îndrumătoarea lui. Valentina era mai autonom, era mai independent și el avea prietenii lui din altă sferă. Sunteți la pensie, domn profesor, vă întrebam cum arată o zi din viața dumneavoastră? Acum nu mai mergeți la facultate, dar cu siguranță nici locului nu stați, la cum vă cunosc eu. Mirela, problema e următoarea.
Eu, când eram în activitate și când trăia și Zoia, deci fii atentă, eu mă ocupam acasă de gospodărie. Deci pentru că Zoia nu accepta să intre cineva în casă, dar prin faptul că nu aveam o situație în care să ia să afle că cineva, să vadă în ce condiții stă ea. Deci nu, asta nu accepta niciodată. Bun. Eu o îngrijeam pe ea. Eu făceam piața, eu făceam cumpărături, eu călcam rufele, da? Eu îmi pregăteam orele, eu îmi făceam lucrările științifice că trebuia să avansez în funcție, mergeam la școală și făceam toate treburile astea. Acum fac, sigur, mai puține lucruri. Gospodărie, mâncare, piață. Zoia gătea, nu așa. Nu. Ea doar mă supraveghea. Ea spune, acum pui asta, acum pui asta. Ea nu gusta niciodată. Acum pui asta, pui asta, pui asta. Și pe urmă, la urmă, gusta. Vezi cum a ieșit. Deci, nu, avea o... Dom'le, știa rețete, dar nu știu cum, combina esențele. În așa fel încât să iasă ce trebuie să iasă. Din familia Ceaușescu ați mai rămas cu cineva în legătură mai apropiată? Da, cu băiatul lui Ion Ceaușescu, cu Nicu, cu Brinchi. Cu el sunt mai apropiat, în restul nu. Dar nu din cauza că n-aș vrea eu, nu a avut Zoia relații cu ei. Deci cu niciunii, sigur, eu pentru multe mi le-am explicat, dar mi-am dat seama că ea avea dreptate. Ce vă doriți cel mai tare, domnul profesor? Care e dorința pe care o aveți dumneavoastră cea mai... Mirela, cum să spun, să nu-mi pierd mințile. Să pot să sfârșesc cu mintea întreagă așa cum a sfârșit și ea. Să nu o iau razna sau cine ce se întâmplă. În rest, nu mă interesează nimic. Nu... Adică, pentru mine, de exemplu, când a fost pandemia, a fost foarte bine. De ce? Nu a fost nevoie să mă întâlnesc cu nimeni. Am făcut ce am vrut eu. Am citit, am ieșit când am vrut să ies. Nu am nicio problemă. A fost pentru mine o relaxare. În clipa în care sunt solicitat, ba pentru aia, ba pentru altceva, ba, deja tot timpul mă încarc. Mă zbăzi. Acum mai am și supapa, domne, nu mai sunt la servici, lăsați-mă în pace, nu pot să vă ajut cu nimic, știi? Adică... Aceasta este o carte pe care dumneavoastră a scris-o, domnul profesor. Deci, 237 de zile în mormânt. Da, am scris-o la un an după ce s-a prăbălit Zoia, în care sunt scrisorile pe care noi ni le-am transmis în pușcărie. Pentru că noi nu aveam altă formă de a ne întâlni. Și pe mine, când m-au dus de la Jilava, eu la Jilava am făcut 3 săptămâni greva foamei. Și aia s-au speriat, că credeau că eu mănânc pe sub ascuns. Ori eu nu mâncam. Nu mâncam, beam doar apă. Beam ca să știam, eu știam ce stă, să beau apă. Și atunci le-a fost teamă și a venit directorul, era Arusoaie. Și într-un fel omul ăla m-a deșteptat. Mi-a spus, domnul Oprean, ce dacă dumneavoastră vă sacrificați și muriți, ce le faceți jocul lor? Pentru că ei vor închide dosarul, domnule, asta este. Am scăpat de unul, nu-i problemă. Și atunci mi-am dat seama că Zoia rămâne singură. Dar, domnule, cum adică? Deci eu eram atât de revoltat. Și atunci am revenit din greva foamei, am început să nu... Ei, iar din 18 mai, deci eu am fost arestat pe 26 februarie, din 18 mai n-au putut să mai împrelungească mandatul prin procuror. Și a trebuit să mă ducă la instanță. Și atunci m-au dus la Rahova. La Rahova eram în celulă cu Silviu Curticianu și cu Ludovic Fazecaș. Și o seara aud niște plânsete așa și niște strigăte așa disperate, la care îi spun, păi zic, asta e Zoia. La care Curticianu, nu, că e o femeie care de mult plânge în fiecare seară. Dom'le, e Zoia asta. Și m-am cățărat pe calorifer și pe gratii sus și am strigat. În fața geamurilor era un zid
de la o curte interioară în care scoteau pușcăria și la plimbare. Și deci se reflecta când strigam, se auzea. Și am strigat-o și Zoia, și ea m-a auzit. Ce faci? Unde ești? Păi zic, uite, sunt aici cu tare. Și așa ne-am descoperit, era la două celule de mine. Ea plângea, domnule profesor? Ea plângea. Ea, în fiecare se plângea, avea urare de gândat și era, nu să mai spun ce s-a întâmplat cu ea din punct de vedere fizic și așa mai departe. Și nu mânca, era un grozit că o să moară în sfârșit. Și atunci, în fiecare seară, când se dădea stingerea, îmi spunea o poezie în loc de noapte bună. La fereastră, prin acel zid, domnule. Așa, așa, și deci vorbea, se reflecta prin zid spre mine și auzeam. Ștefan Andrei era într-o celulă între noi. Și ăla mai spunea din când în când, Zoia mai spune o poezie. Adică să mai spună încă una. Și mai spunea uneori. Și la o lună de zile, gardienii de acolo au aflat că noi comunicăm prin chestia asta. Și atunci m-au mutat pe mine pe partea altă, a închisorii, ca să nu mai pot să comunic cu ea. Și am mai stat în partea aia încă 3 luni de zile cu Ion Toma, cel care a fost ministrul tineretului. Da, și face pe 18 am fost... Nu știu dacă tu ai văzut aici, că undeva aici este și eu un text... Păi nu, că acum mi-ați adus cartea asta, pe care sper că mi-o lăsați mie, domnule. Da, e un text al Zoiei, ea n-a vrut să fie pusă în libertate. Nu? Ea a făcut cerere la procuror că vrea să rămână în condamnare în pușcărie. Chiar dacă avea oroare de gândaș, de șobolan, deci, și de multe alte... Deci, azi voi fi eliberată. Deja sunt. Aș putea pleca. Dar unde? Mi s-a spus că sunt liberă. Dar ce înseamnă, de fapt, liberă? Liberă să ce? Poate să mă sinucid. Aici nici acest lucru nu era permis, mai ales acesta. De fapt, mi s-a comunicat că sunt pusă în libertate. Iarăși pusă, impus. În urmă cu 8 luni am fost pusă după gratii. Acum, dacă trebuie să fiu pusă altundeva, prefer să fiu pusă la zid. Dar se pare că sunt condamnată să trăiesc încă. Liberă nu voi mai fi însă niciodată. Pentru asta ar trebui să uit tot, să uit, în primul rând, ceea ce nu se poate uita. Nu voi reuși să mă eliberez de coșmarul acestor 237 de nopți, pentru că au fost doar nopți, nopți de câte 24 de ore. Nu voi reuși să mă eliberez de umbra morții care a acoperit aproape tot ceea ce iubeam, prelungindu-se învăluitoare spre mine. Am îndurat prea mult. Mi s-a dat mai mult decât puteam duce. Și pentru că nu m-am lăsat încovoiată de această povară, m-am prăbușit. Acum sunt liberă. Asta înseamnă sub cerul liber. Eliberată de orice acoperiș și orice veșmânt. Acesta e singurul aspect amuzant. Dar cât de liber poate fi un om mutilat? Adâncile răni, chiar de-ar fi să se vindece, deși nu cred asta, vor lăsa hidoase cicatrici pe care nicio operație estetică nu le poate face să dispară. Întreaga frumusețe acestei lumi nu mai este suficientă pentru a atenua măcar îngrozitoarea urâțenie a chipului minții și sufletului meu de acum. De 237 de zile plâng continuu. Dar n-am avut încă răgaz să mă plâng pe mine însămi. Aș vrea să rămân încă o zi aici, să plâng în voie. Aici eram cel puțin liberă să plâng, când și cât vreau. Afară, lacrimile îmi trebuie să rămână inobservabile, suspinele inauzibile. Va trebui să surâd și să râd și întuiesc ce greu îmi va fi. Am însă câteva obligații. În primul rând, față de Nicu. Trebuie să-l mai sărut odată pe băiatul ăsta. Să-mi iau bun rămas de la el. După aceea trebuie să sărut câteva morminte și obțin tainic, pe curând. Sper să fie cât mai curând. Mai am câteva minute și va trebui să schimb temnița. Simt deja dureroasa strânsoare a noilor cătușe. Voi rămâne mereu captivă. 18 august după amiază. N-am putut să-mi închei însemnările întrucât am fost alungate și din acea mizerabilă închisoare. Și seara. Doamne, am nevoie de un adăpost. Aici am făcut o precizare că apartamentul de etajul 1 din imobilul din strada Cosmonauților 2-4, astăzi se cheamă Enescu, a fost atribuit uniter
cu toate bunurile noastre aflate acolo, autoritățile nu ne-au repartizat nicio altă locuință. Doamne, am nevoie de un adăpost. Poate fi în neantul din lăuntrul sau de deasupra acestui pământ, dar te rog, nu mă abandona, Doamne, pe suprafața sa. Un incredibil învățat. Absolut cutremurător. Da. Absolut cutremurător. Și atunci zici că poți să fii normal? Irena, nu poți să fii normal. Dar dumneavoastră sunteți, domnul profesor. Poate că și ea de acolo cu puterea ei. Probabil. Nu mai ea poate să facă chestia asta. Nădejdea asta în ea, că mă face să rezist, adică să nu mă prăbușesc. Mai aveți un proces cu statul român, domnul profesor? Am. Deci vreau să spun că din 2011, când am câștigat procesul cu statul român ca să îmi restituie banii care au fost confiscați în 1989, inclusiv pățile sociale. Nu știu dacă tu știi ce înseamnă asta. Cetățenii, de voie de nevoie, trebuia să cotizeze la întreprinderi. Se chemau părți sociale. De fapt, era o capitalizare. Da, erau niște acțiuni, domnule. Tu deveneai acționar. Da. Ei, eu eram la fabrica de pompe de la Scornicești și Zoe era la fabrica de confecții de la Scornicești. Aveam atunci acumulat vreo 15.000 de lei la banii. Și eu și Zoia. Și ne-au retras banii de acolo și i-au confiscat. Și câștigând procesul pentru asta, am făcut acțiune ca să-mi restituie banii. Am hotărâre definitivă și irevocabilă. Și din 2011 nu îmi dau banii. Am și executor judecătoresc, dar nu poate să execute, că ei nu adică contul din care trebuie să mă plătească, ei nu-l alimentează. Și îi spun că ei vor să dea banul, dar nu îi alimenta contul. Deci se fac 12 ani. Deci cu acest... Deci ăsta e statul român. Da? Al doilea proces îl am acum cu ăsta, cu editura Corint, pentru cartea scrisă de Lavinia Beta cu Ceaușescu și epoca sa. Deci mai mult, cum să spun... Mai mult moral, domn profesor, pentru că dumneavoastră aveți la OSIM înregistrat absolut toate mărcile Ceaușescu. Dar nu pot să le interzic, încă o dată, să scrie. Domnule, scrieți ce vreți, cât vreți, faceți, nu mă pot opune la opiniile lor, dar nu faceți o chestiune comercială. Deci nu luați bani pe ele. Dacă vă dă mâna, foarte bine. Ei, și sigur, acum e oarecare vâlvă, sunt și din media, au sărit atâția, domnule, dar ce, că asta e cenzură, dacă asta e cu tare. Dumneavoastră ați înregistrat asta nu în scop financiar, ci în scopul de a... De a limita batjocorirea lui în fel și chip. A lui și a familiei. Domnule, în sfârșit, eu nu pot să-i opresc să discute foarte bine la televizor, în reviste, să scrie articole, să scrie foarte bine. Nu luați bani. Așa, dacă te duci în orice stațiune, vezi tot felul de căni cu poza lui, cu nu știu ce, și care se vând. Păi, domnule, e o încălcare a drepturilor. La Cluj era unul care făcea pizza Ceaușescu. Sigur, l-am somat prin avocat să schimbe. Nu știu dacă a schimbat sau nu a schimbat. Deci tot felul de astea. Dar, cum să spun, eu sunt conștient că nu pot să-i opresc. Dar măcar oamenii de bun simț să zică, stai, domnule, că totuși putem găsi o altă formă prin care să, eu știu, să valorificăm, dacă vrem, acest nume istoric. Mai e ceva ce vreți să-mi spuneți și nu v-am întrebat, domn profesor? Sunt multe. Păi spuneți-le. Sunt multe. Că mai avem timp. Nu mai... Nu. Ți-am adus... Dar nu e în context. Nu contează că îl punem în context. Președintele Academiei Române din 1974, Miro Nicolescu, deci nu aveți decât să căutați, să vedeți cine a fost acest om ca matematician, în 1968 scoate această carte Funcții reale și elemente de topologie și dă socrul meu cu dedicație. Tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu, nădejdea și mândria noastră, cu sentimente de adâncă admirație. Miro Nicolescu, 24 iunie 1968.
Deci nu este după, după primăvara de la Praga, Praga care a fost în august. De la Praga, pentru că după primăvară foarte mulți oameni au, să zic așa, l-au admirat pe socrul meu. Dar asta este înainte, a fost după vizita lui de Gaulle. E ziua lui acum, a fost ziua lui Tomozov. Joi. Joi este. Joi este. Celor care se duc la cimitir, poate că și noi presa, le spunem nostalgici. Eu cred că nu e tocmai termenul potrivit, domn profesor. Adică, de ce le-am spune nostalgici, nostalgici al vremurilor lui Ceaușescu sau nostalgici... Mirela. Adică eu cumva cred... peiorativ, zic. Nu. Deci oamenii răuvoitori vor să-i dea o tentă peiorativă. Nu. Nostalgicii sunt cei care plâng după o situație materială, să zic așa, îndestulătoare. Oameni care aveau siguranța zilei de mâine, care aveau siguranța de viață pe stradă și așa mai departe. Sigur că a fost o perioadă grea. Deci dacă citești cele două cărți care ți-am spus, vei vedea în ce spuneți condiții. Spuneți-le numele, domn profesor. Deci este o istorie trăită a lui Paul Niculescu Mizil și cealaltă este Pe muchie de cuțit a lui Vasile Buga. Domnule, Vasile Buga a fost translatorul de limba rusă al socrului meu din 65 până în 89. Și deci el are ca surse stenogramele și faptul că a asistat la aceste întâlniri el. Deci sunt uluitoare dezvăluirile, uluitoare. Deci nu mai sunt prin intermediar, nu mai sunt interpretări. Sunt directe. Deci, sunt directe. Domnule, să vezi ce, în ce condiții a condus. Dar gândiți-vă, oriunde ați merge, în orice cartier, în Drumul Taberei, în Balta Albă, în Berceni, oriunde, stai și te uiți. Dar oamenii ăștia, înainte, unde au locuit? Oamenii ăștia, unde au stat? Dar cum a fost posibil să se construiască într-un timp atât de scurt asemenea locuințe? Gândește-te că a fost etapa în care oamenii au venit din fundul curții și au ajuns la apă curentă, la condițiile de civilizație. Sigur, poate că unele acum sunt prea mici ca dimensiune. Dom'le, aveți bani? Faceți-le mari acum. Faceți vile, faceți ce vreți. Dar nu vezi că și cei care au vile acum se restrâng, că nu le ajung banii pentru utilități. Deci nu poți să faci oricât. Deci asta lumea vede că atunci putea să obțină un apartament de la servici, dacă avea probleme. Orice, la sănătate avea deci acces oricând, la învățământ oricând. Alfabetizarea, Mirela, s-a făcut după 45, după 48. Deci a fost alfabetizarea întregii populații. Eradicarea bolilor s-a făcut tot atunci. Da? Deci atunci, cum să nu fie oamenii nostalgici? Când acum, deci condiții, siguranță de trai nu ai, condiții de muncă nu ai, ești umilit de toți neaveniții. Toate resursele țării au fost luate de până când s-au trezit oamenii că nici scaun nu mai au sub ei. Deci atunci cum să nu fie nostalgic? Deci nu, sensul nu este că vai domnule că îl plâng pe Ceaușescu, nu. Și îți dau un exemplu ca să vezi ce înseamnă asta. Constantin Brâncoveanu. Dacă vezi relatările istoricilor, spune că pe timpul lui a fost cea mai grea viață pentru oameni. Cea mai grea, pentru că trebuia să plătească dări și așa mai departe pentru când turcii l-au judecat pe Brâncoveanu, unde-s banii? Unde-s banii? Și la care Brâncoveanu a spus, în drumuri. În drumuri și ce-am făcut în țară. Da? Au trecut ani. Mai ține minte cineva că ăia au dus-o greu oamenii? Nu. Țin minte de un stil brâncovenesc, țin minte de ce a făcut Brâncoveanu, că a avut demnitate în fața turcilor și așa mai departe. Așa și la Ceaușescu. Deci o să se uite cei mai mulți că a fost foamea în ultimii ani. Pentru că așa este în istorie. Tinerii care sunt acum nici pot imagina că nu puteau să mănânce hamburger atunci, nu? Ei,
Și, dar rământarea asta cine l-a făcut? Da? Dâmbovița asta, cum de e așa frumoasă? Dar metrou, cum de s-a făcut metroul la București? Dar cum de s-au făcut Casa Poporului și așa mai departe? Transfăgărășanu și... Și așa mai departe. Okay. Deci, vezi, trece timpul și lumea începe să stă, mă, stai puțin, dar cum s-a putut? Cred că nu poate nimeni să-l conteste pe Petre Țuțea. Dacă vezi ce spune Petre Țuțea, deci un naționalist foarte mare, să spună despre Ceaușescu, deci comunistul, în termenii în care a spus, deci atunci... Domnul profesor, cine a avut interesul să îi împuște pe soții Ceaușescu în ziua de Crăciun? Bine, să îi împuște în general, că putea să îi împuște în orice altă zi, dar problema e de ce trebuia să îi împuște. Bine, părerea mea este că cei de aici, cărora li se atribuie această crimă, în primul rând, erau niște unelte și ei le tremurau nedragii pe ei. Dar alții au luat hotărârea. Deci pentru că pe socrul meu, după cum s-a văzut și în acea judecată, era greu să-l stăpânești și să nu spună lucrurilor pe nume. Că abia acum putea să spună toate neregulile din relațiile internaționale, toate mizeriile și deranja pe multă lume. Și atunci așa au stat liniștiți și au putut să jefuiască țara fără nicio grijă. Nu mergeți la cimitir, domnul profesor? Dar cum nu? Des sau la anumite evenimente? Eu merg în primul rând că am o femeie acolo angajată care face din două săptămâni curățenie. Eu mai merg să mă uit să văd cum e, mai merg și mai duc o floare, deci merg, adică pot să spun că cel puțin o dată pe lună merg, cum să nu. La Nicu Ceaușescu au fost foarte multe semne de întrebare în legătură cu moartea lui, domnul profesor. Da. Din câte știu eu, nu știu dacă știu bine, sau poate că știu bine, a primit o pastilă care în loc să-i închege sângele... Nu, deci Mirela, pot să relatez niște fapte și oamenii să tragă concluzia. Deci, el, având varicele esofagiene, lua un tratament pentru reducerea presiunii sângelui. Deci, ca să nu se facă presiune... Să nu facă hemoragie. Exact, să nu facă presiune, să se spargă. Yeah. Bine, că se poate și cu aia, se oprește hemoragia, au niște tehnologii cu niște baloane care se bagă și să... Deci, nu e o problemă. De altfel și aplicase asta la universitar Oprescu. Dar am vorbit cu el la telefon, deci cu două serii înainte. Și să vedem ce, am vorbit cu el, era foarte volubil și a spus că vrea să iasă din spital, pentru că costa foarte mult spitalizarea, și urma ca vineri să iasă din spital, deja își găsise gazdă, în care să stea încă vreo 2-3 săptămâni acolo, la gazdă, și să meargă doar la control în spital. Dar ne-a avertizat și ne-a rugat să vorbim cu George Copos și cu Nicușor Năstase, că ei îi pregătiseră un apartament. Și să fie gata, pentru că el nu vrea să se mai mute la Dan Aradu. Vrea să vină direct în apartamentul ăla. Știam de la ăștia că nu era încă pusă faianța la bucătărie și la baie. Și la care Nicu a spus, nu mă interesează, să dea cu vopsea, să vopsească și pune faianță pe urmă. Ea a fost martoră la această discuție. Și joi noaptea, Nicu a murit. Deci, noi n-am vorbit cu un muribund. Am vorbit cu un om care avea un plan, care avea... ne-a spus ce să facem, cum să facem și pe aflăm la 6 dimineața că el a murit. Ce bănuiel aveți, domnul profesor? Sau ce deci, informații poate că aveți mai multe nici decât nu pot noi? Să-i spun, Mirela, pentru că deci am spus ce... adică ceea ce știu eu. Deci este limpede că nu numai Nicu trebuie eliminat. Deci și eu, și Zoia, și Valentin eram în plan să fim eliminați, Mirela. Deci era limpede, de aceea și a fost comportamentul lor față de noi și față de bunurile noastre. Au întârziat. Nu știu
de ce au întârziat această acțiune și, pe urmă, nu au putut să o mai facă. Deci noi am fost în listă să fim eliminați. Știți sigur asta? Sigur, sigur, da. Deci și n-au reușit cu dumneavoastră, cu Zoia și cu Valentin. Exact. Dar, dar ți-am spus, au ezitat, s-a întâmplat, sau nu știu cu ce s-a întâmplat, s-au încălcit ei și, pe urmă, n-au putut să o mai facă. Și așa am scăpat. Deci de aia spun că este un Dumnezeu. Dacă ăla vrea el să fie undeva, așa va fi. Și nu orice ar vrea alții. Ei, Nicu, săracu, l-au chinuit pentru că el, dacă a fost în închisoare, el n-a făcut închisoare pentru nimic, pentru că el, genocidul căzuse, subminarea la el căzuse, ce acuzație rămăsese la care Paula Iacob nu a mai acționat? Era port ilegal de armă. Ori el avea permis de armă. Cum să fie Nicu fără permis de armă? Da? Și el a primit 5 ani condamnare pentru port ilegal de armă. Când a fost pus în libertate, cum se spune, cum spun unii, și Ursul și alt postul ministru, că a fost pus pe motive de sănătate, nu e adevărat. Noi am făcut cerere, am mers cu buletine medicale la Institutul Medico-Legal. Acolo era șef unul de la Țărăniști, care ăla, ce se apropie de el, să moară toți comuniștii. Și Nicu a ieșit condiționat la efectuarea a jumătate din pedeapsă. Deci când a făcut 2 ani și jumătate, el a avut dreptul să fie pus în libertate. Și așa a fost pus, nu pe motive medicale. Deci el a fost pus pentru că a făcut pușcăria exact ca orice alt pușcăriaș. Da. Să fie clar. El era, stătea în celulă cu Mizil, cu Paul Niculescu Mizil. Și poate asta i-a ajutat foarte mult. I-a ajutat unii cu foarte mult. L-a echilibrat, l-a ajutat. Și, dar el era, dai seama că el a fost înjunghiat, aia când știau acolo, el curgea sânge din el, l-au dus la spital ca să-l opereze de aici, când au deschis. Eu au văzut că el are ficatul cirotic. La ce să-i mai fac eu analize pe urmă? Analize indirecte că nu, domnule, că el are ciroză. Când eu au avut ficatul în mână. Nu, asta este. Deci, să zic așa, am fost victime colaterale. Da, corect. Da, asta este. Da. Mirela, vreau să spun că, uitându-mă înapoi, nu regret nimic. Eu pot să mă laud că am fost și foarte sus și foarte jos. Toate astea m-au făcut să cunosc ce înseamnă viață, să cunosc ce înseamnă oameni, să-mi dea putere, că de-aia mă întreb de unde am putere. De asta am putere, că am văzut de jos până sus tot. Nimeni. Poate că foarte mulți ar trebui să facă experiența asta, să vadă ce înseamnă. Mulțumesc frumos, domnule profesor, mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Ca întotdeauna o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și vouă că v-ați uitat la voi cu ca de obicei. Mulțumesc foarte mult partenerilor și de la Crown Plaza pentru această locație pe care ne-o pun la dispoziție de fiecare dată. Vă așteaptă colegii mei cu știri. Ne revedem sâmbătă la 23 la voi cu voi cu. Să aveți un weekend frumos!